dimineața, așa cum ați fost anunțat, astăzi are loc ședința ordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor pe tema prevenirii pestei porcine africane. Potrivit cutumei, în prima parte, domnul director al Direcției Sanitar Veterinare Siguranța Alimentelor, domnul Gabriel Mitra, va prezenta o informare cu privire la situația pestei porcine africane în țară și la nivelul județului. Apoi, domnul inspector șef adjunct al Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, domnul comisar șef Ion Matei, va prezenta o informare cu activitățile comune desfășurate săptămâna care a trecut. Pentru că, la final, reprezentantul Gărzii Forestiere, domnul director Eugen Simionescu, să prezinte situația recoltării porcilor mistețe în județul Vâlcea. Alături de mine s-a plecat de fiecare dată doamna subprefectă Aurora Ghebina. Vreau să vă mulțumesc tuturor membrilor Centrului Local pentru prezență, ca și mass media prezentă la această activitate. Așa cum am obișnuit și la ședințele anterioare, după ce se va face prezentarea materialelor, presa poate să pună întrebări. Domnul director, aveți cuvântul. Bună ziua! Am să fac o informare privind evoluția pestei porcine africane la data de 12.08.2019. În urma deciziei numărul 1 adoptată de CNCD, în data de 24 iulie 2019, privind planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, s-au efectuat controle în trafic și în târgurile săptămânale din județ, unde s-au înființat filtre pietonale și dezinfectoare rutiere. Nu s-au constatat neconformități privind riscul de introducere a virusului PPA în aceste târguri. În săptămâna 5.08.2019, pe teritoriul României, au fost suspicionate și confirmate un număr de 41 de focare PPA în județele Ilfov, Prahova, Galați, Călăraș, Brăila, Satul Mare, Ialomița, Arad, Cluj, Argeș și Sălaj. În județul Vâlcea s-au stins ambele focare în localitatea Băbeni, în data de 1.08. și 9.08. S-a dat derogare de livrare pentru suinele care urmează să fi sacrificate din ferma de animale. Rămânând activ cazul de mistreț, pentru care ridicarea restricțiilor se face după 2 ani de la data declarării. În concluzie, la nivelul județului Vâlcea, este declarat ca fiind demn privind pesta porcină africană în gospodăriile populațiilor și rămânând activ cel din mediul silvatic. Vă mulțumesc. Care durează 2 ani. 2 ani de la data declarării. Și eu mulțumesc. Domnul inspector șef adjunct, aveți mult. Vă mulțumesc. Bună dimineața. Și în această perioadă, respectiv 5 august, 11 august 2019, conform planului de măsuri întocmit la nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Vâlcea, ce vizează prevenirea și combaterea pestei porcine africane, s-a acționat pe raza întregului județ cu efective de polițiști de cu liniile de muncă, ordine publică, poliție rutieră, însoțit de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor Vâlcea. Punctual s-a acționat pe raza localităților Drăgășani, Berbești, Horezu, Mircoiu, Nigăiești, Lădești, Ionești și Grădiștea. Cu ocazia acestor activități specifice au fost verificate un număr de 65 de autovehicule și aplicate un număr de 21 sancțiuni contravenționale, cu precizarea că toate aceste sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea normelor ce vizează poliția rutieră. Și pentru perioada următoare vom acționa în sistem integrat în vederea prevenirii și combaterii acestei peste porcine africane. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc înainte de a da cuvântul domnului director Simionescu. Am o rugăminte la dumneavoastră, la Direcția Sanitară Veterinară și la IPJ, să aveți în vedere, prin controlele pe care le efectuați, controlele comune, limitele cu județele unde pesta porcină africană se manifestă activ, e vorba de Gorj, Olt, Argeș și Dorj. Dar noi nu cred că avem... Poftim? Ba da, și cu Dorjul, pe partea cu Bălcești, nu? Da, așa și Dorjul. Să aveți în vedere la intrările și la ieșirile din județul Vâlcea spre aceste județe, să desfășurați activitățile de
Adrian Contu. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul director Simonescu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În săptămâna care a trecut s-au reportat și două exemplare de polistres. În total, avem de la începutul sezonului, respectiv 15 mai, 508 exemplare. Avem de reportat, după cota care a fost stabilită conform ordinii de ministru, un număr de 2039 de exemplare. Mulțumesc mult de tot. Presa. Dă-i, te rog, exemplarele reportate, nu că mă descurcă. Între exemplarele reportate, care sunt pintura de supraveghere de aici, de la Golești? De la? De la Golești, unde a fost identificat conform de stresul. Păi vă spun, din total, nu? Da, din total. Din total, vă spun pe gestionare. 38. Păi numai de la voi. De la fondul Boran. Da. 31 de la voi și cu... Dacă îmi permiteți, am eu o situație din fondurile de supraveghere BPA, din absolut toate. Au fost cele din zona Bole și cele din zona Bole. Așa. Da? 209. 209 de la toate fine. De la începutul declanșării... Da, de la început, da. De la început și până în prezent, pe toate fondurile de vânătoare din zonele de supraveghere, 209. Mai faceți, vă rog, o precizare. Dintre cele 209 exemplare recoltate, s-a descoperit la vreunul virusul peste... Toate fiind negativ, toate problemele. Mulțumesc. Aveți cereri pentru primata cu plația subit cereri în ultima perioadă, pentru că au dat în am acutul și vor să fie despăduit. Din zona aceasta, mă refer, în Golești. Nu, din zona Golești nu. Avem din Nicolae Bărcescu, Zătreni, Grădiște, Stoilești, partea de jos. Acolo nu s-au recoltat? Ba da, s-a recoltat, dar degeaba. Acum este sezonul în care porumbul este dulce și chiar la contatările la care le-am făcut am găsit hrană în pădure la 100-200 de metri distanță de pădurea de porumb, hrană grămadă de porumb. Nu se atinge de aia, e tot porumb. Până când nu se întrez, poate, la pădurea de porumb, dar ce să... Păi, din totalul cererilor, acum avem decât 9 aprobate, pentru că în restul nu s-au achitat nici cetățenii de obligație prevăzute în hotărârea de guvern 1679 și nici cu durere trebuie să spun că încă mai sunt primării care nu cunosc procedura pe hotărârea de guvern 1679. Adică, în grija primarului este convocarea comisiei în care trebuie să specifice data și ora când o convoacă. Ne trimit o adresă și ne spune că sunt pagube. Nu ne spună de când sunt pagubele, ne-am deplasat acolo și am văzut că pagubele erau de 10 zile sau de 15 zile data comiterii lor și în cazul ăsta nu se mai pot acorda despăgubiri pentru că hotărârea de guvern spune că trebuie în termen de 48 de ore să anunță. Nu. Unii din cetățeni nu au avut culturile înregistrate, unii nu au făcut solicitarea de convocare, deci n-au anunțat paguba în termenul stabilit de hotărârea de guvern. Mai multe cauze. Nu au anunțat gestionarul, nici primăria, că au cultură în zona respectivă, ca gestionarul să poată să facă acțiuni de tabulare în perioada și în zona respectivă. Dar nu e mai puțin adevărat, domnule director, că aveți și situații, precum cea de la Șușani de anul trecut, mulțumesc frumos, când ați constatat că porcii mistreți au produs o pagubă de 5,95 lei. Evident că suma asta a fost contestată în instanță și proprietarul a câștigat. Dar cum ați reușit de voastră să ajungeți la 6 lei pagubă într-un an de porumb? Răspunde și întrebarea. Nu noi calculăm PAPA. PAPA o calculează reprezentantul Direcției Agricole din comisia respectivă. E o comisie formată din mai mulți specialiști. Dar fiecare este... Sau dar cu subsemnatul acolo? Fiecare este cu competența stabilită. Noi avem competență să constatăm dacă PAPA a fost produsă de un animal sălbatic, dacă a fost, s-au achitat de obligații atât proprietarul,
cât și gestionarul, iar calculul în sine al pagubei îl face revizionat direcția agricole. Ăsta este rolul. Noi trebuie să știu cât să faci o pădure de volum. Nu ne ocupăm cu așa ceva. Întrebăm și pe domnul director, cum s-a ajuns la impresionanta sumă? Poate, domnul director. La momentul respectiv am avut și o discuție cu un inginer care s-a deplasat la fața locului. Suprafața care a fost raportată de către fermier nu era cea existentă în teren, iar paguba produsă de porci mizez nu era în realității cu ce s-a întâmplat pe teren. Deci, din calcul ieșit, aia a fost pagubă, 5 lei și 80 de bani. Dovadă că omul a avut dreptate, e că a câștigat în instanță, deci, nu pe director? Deci, la dispoziție procesul verbal cu suprafața care a constatat-o, pentru că fiecare inginer care trimite acolo pe proprie răspundere își asumă ce a constatat la fața locului și semnează. Și în cazul în care omul câștigă în instanță, vă îndreptați împotriva celor care au calculat greșit, că e limpede că a fost calculat greșit? Dacă instanța a dat câștig de cauză proprietarului. Da, normal că o să am o discuție cu inginerul în cauză și să vedem unde s-a greșit, practic, la măsurătoare, la nu a apreciat corect suprafața care a fost afectată de către porcii mistreții, boabele care a fost însămânțat, deci discuții o să am. Mai sunt alte întrebări? Vă rog. Tudor și de la GTPS Vâlcea. Domnul director de la GTPS, de monitorizare 2 ani, de interdicție 2 ani. Adică să nu facem la goane. Dar în 99/2006 zice de monitorizare. Noi o să facem monitorizare, adică o să luăm probe, o să... Dar o să ne dea voie să putem să facem monitorizare la goană? Tot ce mă întrebați dumneavoastră, v-am trimis o notificare, decizia 709 a Comunității Europene. Acolo scrie absolut tot ce mă întrebați dumneavoastră. Este scris și comunicat nu numai către dumneavoastră, către toate fondurile care sunt puse sub supraveghere. Și pentru cei care n-au citit decizia Uniunii Europene 709, puteți să ne spuneți în două cuvinte răspunsul simplu la ce am întrebat? Răspunsul simplu, exact ce facem astăzi, va fi timp de 2 ani. 2 ani, deci. Rămâne 2 ani. Mulțumesc. Nu la goană. Numai la câmpul ăla de la sală. În regulă. Dacă nu mai sunt alte probleme, vreau să vă mulțumesc și rămâne pentru săptămâna viitoare, la aceeași oră, marțea viitoare, să ne întâlnim în ședința ordinară a centrului. Doamna subprefect, vă rog. Vă dacă ce spune câteva lucruri despre ce a promis, ce a întâlnire cu șeful PJ, IJJ, cu privire la identificarea legislor și da? Da, da. Da, dacă vreți, vă pot spune și acum. Da, acum. Dacă vreți, noi, că nu e atât de mare secret și nu cred că oricum e o chestiune publică, așa că... Săptămâna trecută, datorită faptului că la nivelul instituției prefectului am creat un grup de siguranță publică, a avut loc o întâlnire. De fapt, am răspuns invitației inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea și a inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi și am avut o discuție la Inspectoratul Asediu Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea cu privire la măsurile pe linie de ordine și siguranță publică ce urmează a fi luate în perioada imediat următoare întâlnirii pe care am avut-o, care să asigure un climat optim pentru nivelul de siguranță al cetățenilor. Am vorbit la acel moment despre realizarea unei razii, lucru care de altfel s-a și materializat, despre prezența activă în zonele aglomerate și am în vedere morurile, piețele,
și despre modul de implicare mai vizibil al structurilor de ordine și siguranță publică, fie că e vorba de poliție sau jandarmerie, despre mediul rural și modul în care se acționează în mediul rural, să sporească de asemenea vizibilitatea elementului de ordine și siguranță publică în mediul rural, să fie organizate acțiuni efective răgite. Am vorbit despre organizarea în viitor a unor asemenea acțiuni cu anumită periodicitate, funcție și de situația operativă. Și am convenit ca la săptămânal să vedem dacă măsurile care au fost dispuse anterior își dovedesc sau nu eficiența, urmând să stabilim alt tip de măsuri. A fost întocmit de asemenea un material potrivit solicitării domnului viceprim-ministru și ministru interimar al afacerilor interne, domnului Fifor, prin care, pe baza datelor comunicate de către cele două instituții, am înaintat o informare cu privire la situația pe linie de ordine și siguranță publică din județul Vâlcea, ce probleme sunt, ce vulnerabilități și ce măsuri trebuie dispuse pentru ca aceste vulnerabilități să nu mai existe. Vreau să fac chiar ceva mai mult, ca să nu vă țin în videoconferințe, eventual vă voi trimite în sinteză materialul. Poate ne spune poliția. Sigur, poate să o facă, dar aș fi preferat să spuneți exact ce este acolo. Dacă doriți, eu nu am nimic împotriva să vă spună poliția. Vă rog, spuneți, domnul inspector șefan. Da, privire la dispozițiile primite din partea conducerii Inspectoratului General al Poliției Române pentru a transmite riscurile și vulnerabilitățile Inspectoratului de Poliție al Județului Vâlcea. Într-adevăr, am întocmit un material în acest sens. Riscuri, vulnerabilități la nivelul Inspectoratului ar fi mai multe, printre care resursa umană. Vreau să vă spun că Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea, comparativ cu alte inspectorate județene, de la nivel național, avem funcțiile mult mai mici decât aceste unități de poliție. În acest sens, s-a solicitat mărirea statului de funcții. O altă problemă... Care ar fi deficitul? Deficitul la ora actuală este de aproape 100 de polițiști, ofițeri și alienți de poliție, mai mulți alienți de poliție. Sunt bineînțeles că acest aspect se resimte în realizarea dispozitivelor de siguranță publică, de poliție rutieră, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. O altă problemă pe care o avem și cu care ne confruntăm, problema logisticii, vis-a-vis de faptul că avem multe posturi comunale de poliție care necesită reamenajări în acest sens, de asemenea, spațiile de lucru din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea, există situații în care, într-un birou, își desfășoară activitatea 4-5 polițiști, vă dați seama ce înseamnă să audieze persoanele respective, indiferent ce calitate au, de foarte multe ori sunt însoțite de avocați și așa mai departe. Pe linia logisticii mai putem preciza faptul că parcul auto necesită și în acesta numeroase investiții, latura financiară urmează să fie pusă la punct vis-a-vis de faptul că a fost dispusă o conferință de presă din partea conducerii IGPR-ului pentru rectificarea bugetară și alocarea acestor resurse financiare. Din punct de vedere al pregătirii profesionale, știm cu toții, foarte, foarte mulți polițiști au venit în sistem, au o experiență redusă. Noi depunem eforturi pentru a găsi tutori profesionali care să îi ajute să se integreze și să devină polițiști profesioniști, însă trebuie să avem răbdare cu acești lucrători. Ne-am putut spune din sursa externă că ți-au venit? Nu este problema cu sursa externă. Problema este că, datorită deficitului de personal, conducerea Ministerului a dispus ca acești școli de pregătire, cursurile de pregătire a agenților de poliție să fie mai reduse și, ca atare, ei au dobândit cunoștințe teoretice, însă va trebui să mergem pe problematica practică. Mi s-au cerut informații cu privire la grupări fracționale, la interloc din zona Vâlcii, domnule comandant? Aceste aspecte au fost în permanență în atenția noastră.
Pot să spun că pe raza județului Vâlcea nu ne confruntăm cu o problematică de acest gen. Persoanele liberate din penitenciare, persoanele suspecte de comiterea unor fapte penale și contravenționale sunt monitorizate conform dispozițiilor de linie, astfel încât noi ne dorim ca pe raza județului Vâlcea să avem un climat de ordine și siguranță publică corespunzător. Care are zonele cu un grad mai mare de infracționalitate? Zone cu grad ridicat de infracționalitate, conform evoluției situației operative, sunt localitățile unde sunt populate, unde sunt tranzitate, municipiul Râmnicu Vâlcea. Doresc să vă spun că o problematică extrem de dificilă o avem, cea legată de structura rutieră. Județul Vâlcea este intersectat de trei drumuri naționale, iar cel mai important drum, drumul național 7, care tranzitează județul Vâlcea, avem valori de trafic uneori de 30.000 de autovehicule în 24 de ore, ceea ce impun unele blocaje, iar noi, prin prezența în stradă, ne dorim să fluidizăm traficul rutier. Doresc să vă spun că o atenție deosebită o acordăm în zonei de agrement Ostroveni, unde la sfârșit de săptămână, din statisticile pe care le-am stabilit și unor analize efectuate, avem aproape 15.000 de turiști care vin în această zonă de agrement. Din fericire, și cred eu că și datorită eforturilor depuse de noi, nu am avut probleme deosebite, mă refer la fapte cu violență, furturi sau alte asemenea fapte. De asemenea, ne interesează foarte mult monitorizarea și, de ce nu, acordarea sprijinului centrelor de plasament în vederea prevenirii și combaterii acestor plecări voluntare, unde, din păcate, lucrurile de foarte multe ori ne-au dat de lucru vis-a-vis de plecările voluntare a acestor tineri. Pentru perioada următoare, mă refer la microvacanța aceasta, vom întocmi un plan de măsuri la nivelul județului Vâlcea, unde vom urmări două obiective foarte clare, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza județului și monitorizarea traficului rutier și fluidizarea acestuia pe raza întregului județ. Știm foarte bine, județul Vâlcea are mai multe stațiuni balneoprimaterice. În fericire, pot să spun că aceste activități turistice în stațiunile Călimănești, Căciulata și nu numai, turismul este prezent și pe timp de iarnă, nu mai vorbim pe timp de vară, când temperaturile sunt propice acestor activități. Da, permiteți-mi să mulțumesc colegilor de la Inspectoratul Județean de Jandarmerie pentru modul foarte bun în care colaborăm, de asemenea cu colegii de la ISU. Într-adevăr, ne preocupă în permanență ca aceste dispozitive de siguranță publică să fie cât mai mari pentru a capacita acest aspect de menținere a unui climat bun și siguranță publică. Doresc să vă spun că va trebui să găsim soluții pentru a detașa anumiți polițiști la Poliția orașului Călimănești pentru a gestiona evoluția situației operative din zonă, având în vedere numărul mare de turiști și totodată autovehiculele ce tranzitează această localitate. Având în vedere deficitul de personal, să înțelegem că deocamdată posturile rurale vor funcționa în continuare până la ora 4. De la ora 1 până la ora 4, apoi cine are o urgență sună la 112. Da, ne-am organizat prin executarea unor patrule intercomunale. Serviciul polițienesc este prezent în tot județul Vâlcea 24 din 24 de ore, însă, concret, la sediul postului de poliție, nu avem o permanență la toate aceste localități. Însă ne preocupă acest aspect de a fi în mijlocul comunității prin patrulele acestea intercomunale și să ne deplasăm cu operativitate pentru preluarea apelurilor sau alte situații create în funcție de problematica ridicată. Aveți multe comune cu un singur polițist, domnule comandant? Nu avem niciun post de poliție încadrat cu un singur polițist. Cel puțin doi lucrători de poliție sunt la posturile acestea. Într-adevăr, este și perioada de concedii, mai rămân și câte unul la posturile comunale, însă, așa cum v-am precizat, prin realizarea acestor patrulări intercomunale, dorim să gestionăm în mod corespunzător situația operativă. We'll be right back.